tezei de doctorat a domnului Vitalie Mișanu pentru prezentarea și evaluarea tezei de doctorat, elaborări teoretice și practice privind metoda combinată de dehidratare a fructelor de piersic. Domnul Vitalie Mișanu, absolvent al școlii doctorate a Universității Tehnice a Moldovei, a prezentat teza susnumită la specialitatea procese și aparate în industrie alimentară, codul 253-05. Conducător de doctorat, regretatul Mircea Verde și doamna doctor conferențiar Țislinskaya Natalia. Comisia de îndrumare, doctor habilitat Aliona Ghendo-Moșanu, doamna profesor Olga Desiatnikova și doamna conferențiar universitar Elisaveta Sandulati. Astfel, conform procesului verbal numărul 4 din 5 mai 2023, a fost nominalizată următoarea componență nominală a Comisiei de Susținere Publică a tezei de doctorat. Și anume, Stuza Rodica, președinte al Comisiei de Doctorat, doamna Voieștean Olga, doctor, conferențiar universitar, secretar științific, domnul Mihai Târsu, doctor, conferențiar universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei, doamna Natalia Țislinskaya, doctor, conferențiar universitar, UTM și conducător de doctorat. Doamna Luna Ghendo-Moșanu, doctor habilitat, conferențiar universitar, referent oficial al tezei. Domnul Radu Cosmic, doctor conferențiar, Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare, referent oficial. Și domnul Ion Cernica, doctor Institutul de Fizică Aplicată, referent oficial. Deci astăzi, din motive de familie legate de sănătate, lipsește domnul Radu Cosmin. Thank you.
Ministerului Științific și Organizației Timpului Publică Moldova, 8 bilete de intenție. La fel, în dosar, este prezentat extrasă cu procesul de PAL, numărul 4, al ședinței Consiliului Științific, a obținut în care include hotărârile de aprobare a candidaturilor experților pentru elaborarea rezoluției la raportul de examinării de studii și a ședinței de evaluare a tezei de doctor. Avizul la teza aprobătorilor protocolului de doctorat și a membrilor comisiei de urmare, raportul de examinării de studii în integrare și de evaluare pe cea al ANCER. Rezoluția cu privire la raportul de examinării de studii în care se menționează că lucrarea nu conține elemente constructive ale unui material. Coeficientul este de 9,2%. Certificatul patent al programului Șan în care răspunde inclusiv notele de promovare și notele medie fiind 9,25 și numărul de credite acordate sunt 140 la număr. Este prezentată de organizația pe adresa cărora a fost expediat la preliminarii, din data de 13 iulie 2023 la numărul 158 adrese. Avizul specialiștilor din domeniu cu privire la susținerea publicației de doctorat în cadrul Comisiei de Susținere Publică a tezei de doctorat, care a fost plasat pe pagina de autoține, precum și imprimat, sunt verificate data, ora și sediu. Cu 30 zile înainte de data de examinării publice, au fost transmise către periferia oficială dinamice modificării unității piesicilor, analiza genetică,
aprobare la fete formă științifice, ca aspect teoretice moderne ale procesului de osare, s-a descris principiul de bază teoriei transfer din masă și căldură în procesul de osare, adus la producătorul capilar poroasă, care se reflectă și piersul. Descrierea aspectelor teoretice moderne la teritoriul microunde, analize ale schimbărilor fizico-chimice în procesul de osare a fetelor și căldură, cercetare tehnice și tehnologii moderne de osare, determinarea direcțiilor de bază ale defecționării tehnicii și tehnologiei și cercetarea piersului pe unde e studiul. De ce anume piersul? Deci, în primul rând, a fost luat ca material de cercetare. Primul factor a fost disponibilitatea materiei prime a Republica Moldova, deoarece a făcut locul 3, în țară, după măr și tron. Însă, și în figură, observăm de partea de sud, preponderent, este prezența piersului. Deci, dinamica sănătăților de piersici, dinamica recordii și dinamica recordii ținute pe un tăcăt de suprafață. Deci, observăm tendința. Este un pic în decădere, doar ce în ultimii ani, unele evidențe sunt scoate. Doar ce însă știți că nu este valorizat până la capăt. 2. Direcții până de dezvoltare. Dacă de faptul că piersile sunt produse interesabile, au o dată de plătare foarte mică, piersile se alterează în timpul transportării, lipsa de prelucare, puncte de primire de la fabrici și suficiente să renunțăm și cerințe strecte de export. Ca consecință, cantitățile noi de piersile rămân nevalorizate. Deci, pentru a evita această pierdere, se propune uscarea. Este o puțină de avantajă, metoda cunoscută și aplicată, deci uscați în punct mai compact, duce la economisirea spațiului de depozitare, de transportare și rezultatul am produs nou pe piața fortelor uscate, care nu arată un preț cu alte fructe. Deci, produsul nou, practic, pierce uscați, nu sunt de vânzare. Beneficii de sănătate, deoarece pierce au importante proprietăți terapeutice, diverse vitamine, substanțe minerale, deci, pieștul este practic caracterizat de către 90% de apă, substanțe uscate, consumul de zahăr, acela de petrată, compoziție chimică, sunt rețete proteine, lipide și glucide, de dau indicație. Esența minerală va fi cea mai mare, deci, conținutul sporit de potasiu, fosfor, magneziu, calciu și conținutul de vitamine. Deoarece, deci, a fost un obiect de cercetare, de asemenea, a fost și prezentat în prezintă unele proprietăți mecanice și termofizice ale piersilor, de amenea, sterecitate, distanță de fermentare, fidelitate, căldură specifică, coeficient de conductate și difuzitate, la fel. S-au identificat 3 grupuri de piersici care s-au producat cu ei cel mai intens în afirmă masă, de recuperare, fidelitate, unitatea și pH-ul. Deci, în urma proiectării, elaborării, montării și pregătării situații de cercetare și de alte state, s-au dat experiențe, s-au efectuat la evaluația de cercetare. Este schema funcțională și vederea sau o poză reală. Metoda de măsurare a variației parametrilor procesului de uscare, cum ar fi temperatura, umiditatea, viteza aerului, deci camera de uscare cu diametri, a fost montat sensul de valoare de acestea din camera de uscare, deci și un soft specific care îmi permite de a monitorizare de a lua datele online sau de ca metode și caracteristici uscării piersilor, deci s-au uscat metoda convecției, aplicarea microundelor și metoda combinată. Inițial, pentru toate metodele este caracteristic sau comun, metoda de pregătire, etapa de pregătire a piersilor. Pentru convecție este, deci, caracterizat doar temperatura la 50, de exemplu, la 90 grade Celsius, o să de resistență de electrice. Pentru microunde, se rege magnetronul 900 sau 600 de bar, cu regime specifice, la metoda combinată se combină simultan temperatura, deci convecție și cu microunde. Metodele de analiză utilizate în cercetare s-au utilizat practic în metodele standard. Deci, pe rezultat și discuții s-a elaborat simularea curgerii fluidului prin camera de uscare, cu scopul de a determina poziția optimă a de amplasare a trebii în camera de uscare. Deci, folosind softul SolidWorks și ANSYS, domeniul computațional și rețeaua de vapor s-a elaborat, după care observăm și cum mai mult, deci fluxul, deci, dar în cazul dat este viteza la aer. Viteza izometrică sau direct din sus. Așa. Și s-a verificat simularea dată cu pe partea experimentală, deci este camera de uscare în spația reală, s-au pus, deci, până în momentul s-a măsurat o fietă de înălțimi și s-a observat că cu erare, corelarea tracă sunt 95-98%. La fel și câmpul de temperatură. Probabil că se observă temperatura în fășoara rondirii de piersic și important este
căutat stii în centrul fostului vietare, comitate stii lăută din ambele părți. De aceea s-a verificat simularea distribuirii câmpului de temperatură în camera de uscare, camera infraroșu, zirale semne de vedere din față în cameră și se văd cu culorile, deci culoarea maximă 60 grade în cazul dat, este fix în centru. Deci, practic, câmpul este uniform în toată suprafața camerei de uscare. Deci, o mică simulare. Deci, aici am spus că tavă este în centru fluxului de aer. Deci, este foarte important ca fluxul de aer, ca produsul să fie spălat pe ambele suprafețe. Evident, duce la producerea de uscare, consumul de energie, etc. O problemă destul de actuală, spunem, uscarea publică unde este determinarea răspândirii uniforme a câmpului de temperatură. În așa, în această casă, la fel, s-a pus un experiment cât a pahare de apă pe suprafață, în timp funcționării microunde, ora apă se încălzește, se măsoară temperatura la câteva intervale de timp. S-a utilizat un magnetofon fără ghidaj, cu un ghidaj și două ghidaje de răspândire a apă microunde, să fie cât mai uniform. În urmă, dacă s-au evaporat, deci turbine, și observăm, deci, cașura, în care pahare cât mai constante. Deci unii nu variază. În cazul dat, în ultimul caz, cu două ghidaje, observăm că practic toată suprafața camerei de lucru este acoperită de câte microunde. Deci temperatura varia practic 5 grade. Deci cinetica de uscare, în general, prezintă un... Deci un factor foarte important și legat de tabloul general al uscării. Deci este studiat și s-a elaborat grafic cinetici de uscare, din metoda convecție, deci, probele de uscare la diferite temperaturi, de la 50 la 90 grade Celsius, viteza aerului de 2 litri pe secundă, grosimea produsului e plus minus 4 mm, deci 3-4 mm. Evident că în timpul zonă, în procesul de uscare, temperatura la convecție este principalul factor. Da? Adică ceas parametri cum ar fi grosimea stratului de produs. De aceea s-au făcut cercetări, anume diferite grosimele la stratul de produs, cum contribuie la durata de uscare, deci la 2, 4, 6, 8, 10 mm. După care viteza aerului, el la o factor foarte important. De la viteza de 5 secunde până la 2-3 secunde. Deci, conform de ori 22, observăm că caracterul este liniar. Deci, în domeniul, da, de la 0,5 la 2,5 secunde, deci, funcția este practic liniară. Cu o aproximare de 0,3-9,7. Deci, în general, dar și pierzi un produs care apare foarte repede și deci dispare la fierul de viață. În timpul de 2015, am uscat pierzi și nu am... Deci, era impusă doar cu un tip consort. S-au uscat așa sporturi ca sprintres, cardinal, flamingo, care se pățește. Deci, de luată de uscare se diferit, dar și un pic diferă umiditatea produsului inițial. Dar, oricum, caracterul geometric sau curbic de uscare poartă aceeași formă. Dezavantajul principal al uscării microunde este doar pentru structurată în demorată de uscare, cel puțin la diminuarea calității produsului. Deci este a propus de a studia aplicarea microundelor pentru a reduce anume durata de uscare. Inițial s-a studiat cum influențează diferite putere a microundelor, a magnetronului asupra uscării. Deci este a uscat sub un magnetron de 6 de vas, de reputată și de 9 de vas, de reputată. Deci este a elaborat la cine e pe uscare și viteză de uscare. Te-am spune că viteza de uscare în medie este mult mai înaltă de la cinetica de convecție. Pentru metoda combinată, s-a ales temperatura medie de uscare, cum ar fi o temperatură optimă, deci 60 de Celsius și 3 decimuri la microunde, fiind la fel cu decimuri optime, ca 220, 225, 270 de vați. Așa? Deci, în final, s-a pus ca scop de a pune toate curbele de uscare de un singur grafic. A fost cam foarte multe linii, curbe, dar ce s-a dat că inițial cele roșii este convecția, transformarea roșie, după asta galben sunt microundele, albastră și viață metodele combinate. Să observăm durata de uscare în contribuie și caracterul formă. Deci, în încălțirea produsului mult mai rapidă, durata de uscare mai redusă, evident și calitatea cât mai înaltă. Deci, totul cine și procesul de uscare a creștere, prin trei metode, aici ce prezentăm. De exemplu, o
160 de minute aici, 160 de minute aici și avem mai multe lucruri în cap. Deci putem să alegem care metodă dorim noi pentru a avea aceeași doată de uscare. Independent de dragi dorințe de agentul uscare. S-a cercetat la fel și consum de energie. Energie electrică. La uscare de convenție forțată avem de 963, dar 545 kW, pietra usca un kilogram de piese. La viteză de 30 secunde, împărțeam cu 4 mm. La uscare de microunde, în jur de 2 kW, 1,86, 1,67, până la 1,5. La metoda combinată este mai mare consumul care doar la uscare de microunde, dar și avem și rezistență electrice, e 2,5, 2,2, 2,3 kW. Deci, pentru perioada totală, consumul de energie termică. Fără de la materie matematică, este distribuția câmpului de temperaturi și umiditatea la uscare cu microunde, la transferul de temperatură și umiditate, după care s-au desfășurat, observăm în jur, desfășurat la lor și, deci, varianta modelarea matematică a consumului de energie, procesul de uscare, procesul de piese și deci dependența procesului de parțiare, temperatura verde, conceptul de umiditate, scopul a fost de a determina cantitatea maximă de căldură necesară pentru evaporarea umidității din interiorul și exteriorul produsului, la care s-a obținut și ecuația în alte fază. Unde sunt impuși, deci avem deci, temperatura, intensitatea câmpului electric, era magnetonului, unghiul de pierde, grosimea produsului, piața etc. Și influența procedurilor de dezidratare asupra calității proteilor de piese. S-a elaborat analiza senzorială a motorilor de piese descate prin convecție, de diferite grosimi ale rondeilor, sau analizată și analizată forma, suprafața, culoarea, gustul și mirosul. Anumite rondele de la 10 mm, pe proba cu 2 și 4 mm, la montajul maxim, de când 10 montajul minim. La fel, viteza aia este un proiect foarte important care ducem noi la suprafața, contează și la forma produsului. Așa, temperatura condiției, evident, 50-60-70 grade Celsius a fost temperatura cea mai optimală. La 80-90 deja observăm în sfârșitul de bunificare. La aplicarea microondelor, ultimii două regimuri, prin cercetare, pe ce le-am prezentat, produsul a fost deteriorat, de aia a fost, nu s-a cercetat, doar 3 regimuri au fost alese, 180, 205 și 270 de bază. Practic, la 3 au aspectul exterior, practic, și la metoda combinată, sunt 60 de ani, 100% cu 225 și 270. Modelarea matematică a procesului de uscare a fructului de piese în funcție de parametri de calitate a produsului zimit, cum ar fi fost acești indici de calitate ca formă suprafață a produsului mirosului, s-a elaborat pentru modelul matematic și ecuația finală pentru convecție, pentru metoda microondelor și pentru metoda combinată. Deci aceste modele pot fi aplicate de practic în modelul de industrie. Așa, conținutul cea cantitatea antioxidantă a polifenolilor în fructele de piese, în funcție de temperatura de uscare, prin convecție, deci cât temperatura crește, observăm un pic scade conținutul de polifenol și era pe tantitatea antioxidantă. După aceea, antioxidantă și conținutul polifenol, s-o transferență de lucrură și vedem și elaborarea dependența la tății antioxidantă a polifenolilor, varie de linie de la 91 la 94%. Deci, pentru convecție, pentru cazul aplicării microondelor, și oamenii au făcut și pe metoda combinată. La concluzii generale, urma cercetărilor teoretice și experimentale, în cadrul vizitei, au condus la formularea următoarelor concluzii. S-a proiectat și
Urma criterii de atestă piesă ruscată în ordine dinamică s-a constatat că unitatea finală constituie 16,18%. Procedura de glucoză fructoză la caroză în piesă ruscată la temperatura 50-60 constituie circa 55-60%. Procedura totală de polifenol care se limite de la 14 la 14,60 mg de acei de gram. Acuzat de antioxidante, cu toate prelutate de pH 71-78%. S-a determinat existența glucoasei funcționale în 0,96, de activitatea antioxidantă și conținutul total de polifenoli și pentru apreciere consumul de energie totală a procesului de uscare de pH și calitate de pH și a fost elaborat trei modele matematice. Sunt unele recomandări tehnice și legate de consumul de sporit de energie pentru de căldură, lucru manual sporit, ventul de aer unidirecțional, crearea turbulenților, lipsa controlului temperaturii și umidității aerului, contactul nu uniform, deformarea ciclului de uscare, formarea crustei, și sunt unele recomandări și legate de metodologie de uscare. Contribuții de proprie în viața specialistei științifice în articole, în acte implementare, brevetele și participări în cursul susține, în cursul fiind doctorant, și deci ultima participare în 23, la sau la invit, care mai uscare pește prin convință și microbiet. Și mulțumim pentru atenție, deoarece mulțumim pentru comisie de îndrumare, consultare, deci domnul Bianca Grigea, sunt senatarea, membru comisie de îndrumare, eu domnul Șoamă Bună, sunt Sergiu Corcoca, sunt domnul Șoamă domnul doamne Istru Sarșelică, domnul Tatarov, domnul Simiu și te sper mă strâng. Mersi. Deci, raportul s-a încadrat în termenii alocați. Acum, vreau să ofer cuvântul doamnei secretar științific pentru a da știre avizului primit din partea unității primare, precum și avizile parvenite din partea unor organizații de adresa cărora au fost trimise autoriferate, organizații sau persoane, notorietăți din domeniu, care au binevoit să se expună asupra autoriferatului piesei domnului Mișar Vital. Vă rog. Deci, pe marginea valorii științifice și aplicative ale tezei de doctorat al doctoratului Vital Mărceanu, s-au obținut 7 avize de plecare de către Nestor Ileana Denisa, doctor habilitat profesor în Universitatea Naselii Sandrit în Bacău, România. Deci, ea n-a scris nicio obiecție, fără recomandări și fără obiecții. Următorul este Anton Ficai, profesor doctor inginer de la Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnică din București, la fel, fără recomandări și obiecții. Ana Socalici, profesor universitar, doctor inginer habilitat, Universitatea Politehnică Timișoara, fără recomandări și obiecții. Doctor Marin Cunun, Cotrițar, universitar doctor, Universitatea Tehnică a Moldovei, fără recomandări și obiecții. Doctor conferințiar cercetător Radu Fosnici, fără recomandări și obiecții. Doctor habilitat, profesor universitar Pavel Tătaru, Universitatea Tehnică a Moldovei, recomandă de calculat consumul teoretic de energie pentru obținerea 1 kg de piese uscați cu umiditatea de 18%, independent spre umiditatea inițială a piesecilor. Paralel, de calculat consumul total de energie în procesul real de uscare a piesecilor prin metoda combinată și convectivă, același, pentru același kilogram de piesici uscați, cu aceleași date inițiale, inclusiv consumul de energie a centrului de uscare, durata procesului, consumul de aer cu temperatură optimizată, consumul de energie electrică, și de comparat aceste date și de aflat care este consumul real al energiei pentru obținerea 1 kg de piesici uscați. Da. Recomandarea dată.
Deci, recomandare destul de bună. I-am calculat în internet consumul de energie cu ajutorul unui contul, deci real, dar am făcut-o și în formulă, dar n-am inclus în test, deja, cum recent. Dar recomandare destul de bună. Bine, vă mulțumim. Acum, stimați colegi, urmează sesiunea de întrebări și răspunsuri. Deci, pentru început, vreau să vă cuvântul persoanelor prezente în sală. Deci, vă rog să adresați întrebări domnului Vitali Mușanu, candidatul la titlul de doctor de științe inginerești. S-a adresat cineva la dumneavoastră, tot dumneavoastră v-ați adresat cuiva în privința posibilității de realizare concrete și practice cineva la orice care întreprinde la orice ceață. Deci, la început de companie, deci concret, în depusare piesă, în tot combinată, în momentul în care este o lucrare acum voastră. Dar la ei se numai implementarea, o să ne face intericul meu, și anume un mic calcul la circularea aerului, avem implementată la inimă. Și ne numai implementat și legat de tehnologie cu aerul și de baza la instalați care a făcut 5 piese. În viitorul apropiat, piese este niște mulți de ostate de piese din metoda combinată, fac chiar la o realizare specială. Și un slide. Unde scris metoda de convecție a fructelor de convecție. Deshidratare. Scris metoda de convecție a fructelor de convecție. De atât eu nu înțeleg, asta poate ceva... Nu, greșeală, nu vreau. Deci metoda de uscare prin convecție, deshidratare prin convecție. Dar convecția aerului acolo la uscare, eu înțeleg. Pur și simplu. Și ultima întrebare, dacă îmi permiteți, cum s-a format scara de apliciere la analiza senzorială a produsului obținut? Eu nu înțeleg că a fost o comisie, nu numai cu dumneavoastră, eu spun, dar cumva ori ați găsit cineva. Da, nu am metodă. Nu am metodă, nu am metodă, nu am metodă, nu am puntajul mare, maxim la 20 puncte. Și urma puntajul, cu realitatea în care pentru ei face parte. Mulțumesc. Dar conform într-un mare lucru. Da, vă rog. Какой уровень сочелочности, соответственно, при вашем комбинированном энергоподводе является оптимальным? И зависит ли от влажности продукта, если там большой уровень? Разброс по влажности. Да, спасибо. Если ты думаешь, что ты хорошо сертификат, то есть эксперименты, то есть на время доходы для параметров, то есть термин магнитона, сам ровно, то есть просто фокусат магнитона, шашу для вас, а как это новый для вас. Конвенция, чем завершается, шаг, завершится, шаг. Ведь на место до комбината, с призым, как ты сам шаг, это лечился, и вот тот же для вас, план 12 для вас, рапорт, фиг, для вас. Ведь 25-50% în partea microondelor și 70-75% se utilizează convenția. Deci, dacă utilizăm firme mari la magnetron, să arăt produsul. În cazul parametrului concret care a fost spune. Plus la care, firea care a fost, deci 25-50% din partea microondelor este suficient pentru a crea acel gradient de presiune pentru a evacua umiditatea din interiorul produsului la suprafață. Nu poate să așa ceva de sens, că trebuie fost mai multă energie. Еще un вопрос. У вас камера типичного биомеризонатора, что-то или распределение электрической составляющей электромагнитного поля, там определяли, распределяли. И вы меняли уровень входной
Наверное, 50% от номинала, 75%. Да, așa am făcut, doar că nu am mic procentajul din lucrează magnetronul, dar am lucrat în negătire magnetronului. Timpul funcționare activ și pasiv. Deci 7 secunde de luminează, asta trebuie să înțești procentul. Viața 15 secunde, perioada de toate 30 secunde. 5 luminează, dar 25 secunde. Să atunci avem un procentaj. Deci, verde e procentajul. Mai sunt întrebări? Da, da. Da, vă rog. Care e ce tempestate tehnică? Cum vreau să spuneți dumneavoastră să îți fac prin trei condiții în general? Deci condiții, probabil, și metoda combinată. Să spuneți ce efect a avut în combinare metodelor condiții și metodelor asupra calității produsului în general, dar și asupra procesului de discare, comparativ cu metodele clasice, adică metodele și discare. Deci, în primul rând, dacă vorbim de aceea prima, ce noi legăm, roata de oxidare, acum e trebuie să calitate, ne uscăm bun pentru a fi consumat. Roata de oxidare e viața scoate în calitatea produsului final. Deci, nu este spus să oxidere produsul sau vreun efect. Fiind, dacă produsul se afară prea mult timp, adică până te musca și 40%, 40% de grade Celsius, în convenție simplă, și 60%, acolo, cu sigur, la 40% va fi chiar și conform la zero de mărit și calitatea era mult mai joasă. Deci, pentru a schimba probabil de durata excesivă. De aia noi utilizăm durate mai scurte. La microunde, în durata de uscare este mult mai, practic, 60 minute în sus, 60-80, mai scurt ca la convenție. Efectiv, chiar și conform suprafieței, produsul este în primul mai elastic. Probabil pe mâine mult mai trăgătoare, mai, spunem, mai galbă sau mai bună. Dar pentru a vânzare, mai bun. Deci, metoda combinată prezintă multe avantaje și multe interese, pentru că sigur, cu condiții. Alte întrebări? Dacă nu sunt întrebări în sală, atunci aș începe sesiunea de întrebări din partea membrilor comisiei. Bine, începeți. O să am. Stimate doctor, am următoarele întrebări. Dumneavoastră a studiat cinetica procesului de uscare prin metoda convectivă și prin metoda utilizarea microunzilor și metoda combinată. Dumneavoastră ați indicat că sunt trei perioade de uscare, perioada de încălzire, perioada de încălzire și a doua. Spuneți-mi, vă rog, utilizarea metodei cu aplicarea microunzilor asupra a căror perioade de uscare a influențat cel mai mult. Mulțumesc. Deci, am indicat, în primul rând, trei perioade, am mult de spus și cineva indică doar două perioade, deci trebuie să constant cu ștăriere, cineva trei perioade și încălzire. Am dat perioada de încălzire în perioade și de momentul în care se pierde consumul de energie la încălzire produsului. După care, cel combinat acționează, în primul rând, la încălzire, produsul este foarte rapid, produsul se încălzire, și la perioada de viteza constantă. Deci se reduce în perioada constantă de uscare. Deci viața durată ar fi... Prima perioadă de uscare cel mai accelerată. Da, deci se încălzește produsul din interior. Așa. Dar și a doua. Și a doua întrebare este despre modelarea matematică a procesului de uscare în funcție de parametrii de calitate. Vă rog frumos să precizați. Deci, asta ați făcut trei modele matematice pentru fiecare metodă de uscare. Deci, pentru metoda convectivă, care parametri procesului de uscare ați luat în considerare în cazul metodei cu aplicarea microunzilor și metoda convectivă? Deci, care parametri influențează cel mai mult asupra calității procesului final? Da, mulțumesc. Deci, în modelul matematic au fost elaborate după ce am fost angajat cu organul electric. Deci, indicatorul să vă lăsesc baza la modelul matematic. La metoda convecției, primul parametru ar fi temperatura, după care viteza aerului, grosimea produsului. La microunde este intensitatea tânărului magnetului sau puterea magnetului, așa, și grosimea produsului. Aș spune și aici forma produsului, conta cam la altul, dar la altul. Și în metoda combinată, timpul este primul convecția, deci temperatura, după care intensitatea tânărului. Deoarece procentajul este la convecție. Mulțumesc!
Bun, eu am câteva întrebări. Prima întrebare ține de faptul dacă a făcut cumva o analiză comparativă la metoda propusă de dumneavoastră față de alte metode și cine este mai avantajoasă față de cele existente. Mulțumesc de întrebare. Deci, da, s-a făcut un studiu bibliografic, după cum s-a mai lucrat. Deci, metoda combinată, ca avantaj, în primul rând, a fost reducerea consumului energiei. Când vorbim în punerea energetică. Față de o scară prin condiții. Deci, acum avem 8-9 kW, o scară prin condiții, în pietru un kg de pierd, și că vorbim în condiții standard. Sunt condiții reale, este minimul. Și, ca strângă de combinată, sunt în jur de 3 kW. Deci, s-a calculat în fiecare primul puterea fiecare să consumi energie la fiecare element în parte, dar s-a fost și un control electric, la urmă, chiar a fost, după seminar, să spun o recomandare, pune control, un kilogram de pești, trebuie să fie timpul să opere atunci. Consumul total, sau consum total de energie. Deci, când am la aceasta, după care uscare prin condiții, că dacă durata e mare de uscare, influențează negativ spre calitatea produsului. Tot dacă condiții e opus. Deci, durata uscare e mică, produsul nu reușește. Dar specific, o întrebare bună a fost, de ce am vrut să nu e orientare de manipularea microondelor pe suprafața produsului și funcție de lateral, să spunem așa. Deci, bine, microondele acționează suprafața colombiană, deci ce am vrut să spunem eu? Prima, suprafața contactului este foarte mare cu microondele. Microondele sunt foarte multe prin interior. Suprafața de el este uscată. Deci, acolo, cu activitatea atât de alte, practic nu este, este în mediu deoarece, minimitatea este în interior și fluxul de ale spală de rău suprafață, că ține uscat. Reacția acolo, practic, spune de oxidare, nu cred, deci sunt foarte reduse. Deci, metoda dată are specifică în orientarea microondelor perpendicular la suprafață și focul este lateral. Dacă ați schimbat din asta, se va schimba practic. Da, să înțeleg că vorba de kilowatt-oră și nu kilowatt, pentru că o linie de medicină. Da, dar kilowatt-oră de energie. Da. Și a doua întrebare ține de faptul că aplicarea microondelor toți cunoaștem că dăunează cumva sănătății. Și întrebarea este dacă produsul final, pe ce noi îl consumăm, nu are efecte negative asupra sănătății oamenilor? Da, întrebarea e foarte populară. Cam în ultimii ani, când au apărut microondele, deci ne vă spun ei, cancerogenice, ce ne vă spun ei, scările, spun. Deci un studiu concret, din care am eu menționat sau care am studiat, nimeni nu este cu un răspuns concret. Dar se recomandă limbajul american, nu se recomandă ca în tot. Deci nu se utilizează microondele în procesul de gătire a carnei sau a produsului pus să fie. Eu utilizează lucrul la unitate scopi și la încălzire de produs. Deci menirea sau scopul, chiar și în microondele astăzi, la încălzire de produs. În scară cu metoda combinată, deci nu utilizează microondele pe regim neîntrerupt sau regim continuu. Am un regim discret. Deci microondele lucrează perioada pe care se relaxează sau se lucrează pasiv și activ. Deci am vrut să mă iei 5 minute sau 5 secunde, 7, 12, maxim doar tot de 10 secunde, pe cazul meu tot. Dar iar, cu bine instalații, la o scară de minute, acolo nu mă interesa asta, calitatea. Acolo trebuie să mă gândesc, nu vrea și un celălalt, sau vreo 12 secunde. Dar la unitate, deja nu mai e. Și încă o întrebare, totuși mă întorc la și eu, cumva, în aviza costă menționat, și dacă în lucrare, totuși există sau ați făcut o analiză la consumul specific de energie pe uscarea produsului la 1% de disponibilitate. Dacă nu putem compara o metodă existentă care dă anumită calitate de energie pentru uscarea anumită procent, da? Și cu metoda care ați elaborat-o, și numai în condițiile astea putem compara care consumul specific de energie mai mic prin metoda propusă sau prin cele existente. Deci, la o scară prin condiții, avem un model matematic care e factorul energetic necesar pentru a evacua unitatea din produs cu un mai mare procentaj. Deci, de exemplu, evacuăm pentru la 20% din unitate. Sau, unitatea finală a produs trebuie să fie 20%. Este modelul matematic, deja pe acolo. După care am făcut o analiză comparativă cu datele experimentale reale cu produs. Diferența poate în 0,5 kW. La o scară prin condiții, un kilogram de pieză și tăiați promilie, după ce e pusă, pieza are de 2 ms. De grosea produsului 4 ms, la instalația
chiar. La metoda combinată pensăm și existența de legi, el consumă energie. Dar productivitatea, la metoda 3, este mult mai înaltă, practic de 2 ori, ca la metoda de microunde. Deci, întrebăm agenda, ce dorește? Să susi și prietenii sau e productivitatea sau consumul de energie? Deci, de la probabilitate, e știri metoda 3. Am să-mi caut nici și eu. Deci, poate fi un fără. Eu mă refeream la, nu la datele care le-ai măsurat, sigur, cu controlul de energie electrică, dar există că spun undeva în literatură date specifice a instalațiilor de uscare. De exemplu, într-o vatoră, la uscare până într-o certă produsă, din metodă care există. Acum, în metoda care e adevărată, se zice că a obținut probabil 0, să zicem, kilovatoră. Deci la asta mai este neapărat. Comparați asta. Microunda sau anumitorul are un anumit coeficient de eficiență, un randament, ceea ce înseamnă că îl consumă mai multă energie decât o rezistență electrică. Pur și simplu, efectul este o forță de mal. Da, și așa e până de nu poate fi o rezistență electrică mai ineficientă ca un anumitor. Deci nu mai așa dat. Am legat din fermentare, am legat fermentare.
Deci dacă nu mai sunt întrebări, atunci vă rog să luați loc și vreau să ofer cuvântul reprezentanților oficiali. Deci doamna Alina Gheorghe Moșan, reprezentant oficial, vă rog să te expuneți. Onorată asistență, îmi permiteți să vă prezint avizul supra tezei de doctorat. Elaborări teoretice și practice privind metode combinate de observatare a fructelor de perse, realizate de doctorant Mișan Mutaru, în cadrul școlii doctorale a Universității Tehnice Anatolului, la specialitatea științifică 253-05, proces și aparate în industria alimentară, conducător științific, Vernic Nicea, doctor la abilitar profesor universitar, și Țăslinska Natalia, doctor conferențial universitar, ambii sunt, din fapt, Universitatea Tehnică Anatolului. Eu am fost aprobată în calitate de referent oficial prin procesul verbal numărul 4 al ședinței Consiliului Științific UTME din 5 mai 2023 cu privire la susținerea publică a tezei susținute. Declar lipsă de conflict de interese în evaluarea tezei susținute. Avizul referentului a fost elaborat în conformitate cu metodologia și regulamentul aprobat în Universitatea Tehnică Anatolului din anul 2022. Teza de doctorat, elaborări teoretice și practice privind metoda combinată de disecratare a fructelor de perse, este elaborată în conformitate cu cerințele față de tezele de doctorat, constă din introducere, 4 capitole, concluzii și recomandări, bibliografie din 230 titluri și 2 anexe. Teza include 116 pagini de text de bază, 83 figuri și 15 tabele. În lucrare sunt clar identificate scopul, obiectivele de cercetare, metodologia, noutatea și originalitatea rezultatelor științifice obținute, semnificația teoretică și valoarea aplicativă, precum și implementarea rezultatelor. Rezultatele obținute sunt reflectate în 21 lucrări științifice, inclusiv la momentul evaluării tezei de doctorat. A fost un singur articol științific publicat în revistă Web of Science și 4 de categorie B+, B și C în bază de date internaționale, 8 brevete de invenții și 8 articole și rezumate în culegeri la manifestări științifice naționale și internaționale. Noutatea și originalitatea lucrurilor. Asigurarea stabilității calității fructelor deshidratate prezintă o problemă de importanță majoră. Metode convenționale de uscare au diverse dezavantaje, ca modificarea culorii și valorii nutriționale a fructelor uscate, datorită reacției mari și decaramelizare, deoxidare a compușilor fenolice. Una din direcțiile de perspectivă în asigurarea stabilității fructelor este metoda de deshidratare în câmp electromagnetic de supraenaltă, care conduce la creșterea temperaturii în întreg volum al fructelor, urmată de evaporarea apei și formarea compusului uscat. Aplicarea microundelor permite reducerea esențială a duratei procesului de uscare și ca consecință a consumului de energie datorită creșterii ratei de difuziune a unei depreții din interiorul produsului. De asemenea, se reduce perioada de tratare termică a produsului vegetale, ceea ce permite păstrarea unor cantități mai mari a substanțelor biologice active din produs. Din cauza fenomenului de polarizare în timpul tratării cu microunde în interiorul produsului, are loc creșterea temperaturii și a presiunii din partea unității. Datorită vectorului orientării comun al gradientului de presiune, umiditatea este orientată din interior, produsul spre interior, ceea ce duce la încălzire a produsului în întreg volum. De asemenea, are loc majorarea ratei de difuziune a umidității, respectiv se va obține în timp precis de procesare. Are loc păstrarea structurii capilaroase, ce influențează fenomenele de transfer și o uscare uniformă. Nu are loc supraîncălzirea suprafeței produsului,
Deci se evitează formarea crustii și se reduce fenomenul dezbrucire a polusului scar. Teza elucidează eficacitatea metodei combinate de uscare a fructelor de pierse cu aplicarea convecției forțate și tratarea cu microlupe, estimate pe baza modelilor matematice elaborate, care reflectă consumul rațional de energie, combinativ cu protejarea calității fructelor uscate, decaramelizare și oxidare. În conformitate cu scopul enunțat și ipotezele de cercetare, s-a proiectat și s-a elaborat instalații pentru cercetări experimentale a proceselor de uscare a fructelor prin metoda combinată, în câmp electromagnetic concomitent cu dezvoltare prin convecție. Deci, instalația este datată cu un sistem electronic și un soft pentru monitorizarea și înregistrarea temperaturii, umidității, modificarea masei fructelor în procesul de uscare, viteza aerului, parametrii câmpului electromagnetic. Au fost determinate particularitățile teoretice ale proceselor de transfer de masă și căldură în procesul de uscare a pierzii prin metoda combinată. Au fost stabilite relații funcționale matematice a consumului de energie în dependență de umiditatea fructelor și parametrii procesului de uscare. S-a stabilit că viteza difuziei umidității din centru la suprafața fructelor tăiate de pierzi sub formă de plac cu dimensiuni limitate, aranjate paralel fluxului de aer și perpendicular acțiunii microlupelor, depinde de caracteristicile câmpului electromagnetic. S-a constatat că uscarea pierzilor cu aplicarea metodei combinate reduce, deci conduce la reducerea duratei de uscare. S-a constatat că probele de pierzi uscate au valoarea biologică ridicată demonstrate prin conținutul total de polifenol și activitate antioxidantă în raport cu probele uscate prin metoda convențională. Au fost elaborate trei modele matematice pentru diferite metode de uscare, deci temperatura și umiditatea în procesul de uscare a pierzicilor, în dependență de consumul de căldură, funcție de volumul apei evaporate din produs și în funcție de dependență calității pierzicilor uscate de parametrii procesului de uscare. Deci consider că după caracterul interdisciplinar, modul de abordare creativ și metodologia aplicată, deci pentru atingerea obiectivelor propuse, deci merită ca acest criteriu să fie apreciat cu calificativ foarte bine. Drept suport metodologic au servit cercetările efectuate în cadrul a 5 proiecte naționale și un proiect internațional de cercetare. Cum s-a menționat, a fost proiectat și elaborată instalația de uscare a fructelor cu metoda combinată, care este dotat cu un sistem electronic și un soft pentru monitorizarea parametrilor de uscare. Metodologiei de cercetare am pus metode experimentale fizice, chimice și fizico-chimice a procesului de uscare, metode spectrofotometrice și senzoriale pentru aprecierea calității pierzicilor uscate. Deci, în opinia mea, teza de doctorat la criteriul suportul metodologic al lucrării poate fi apreciat cu calificativul excelent. În cazul relevanței științifice a rezultatelor, vreau să menționez că teza de doctorat are un caracter interdisciplinar, include multiple aspecte care vizează următoare. Centrul camerei de uscare prezintă poziția optimă pentru amplasarea tehnicului, unde se obține viteza uniformă și constantă a agentului termic. S-a determinat influența ghidajelor de microunde asupra distribuirii câmpului de temperatură în interiorul camerei de uscare. Astfel, utilizarea magnetronului cu două ghidaje duce la acoperirea 90% din suprafața camerei de uscare. Au fost determinate condiții optime de uscare, obiective, cu microunde și combinate a fructelor de pierzi. S-a elaborat modelul matematic care descrie transferul de temperatură și umiditate în instalațiile cu microunde. S-a stabilit că sporirea eficienței procesului de uscare poate fi realizată prin determinarea răspândirii uniforme
pentru a extrage o cantitate anumită de umiditate din cea inițială, permite prognozarea cheltuielilor de energie pentru uscarea diferitelor produse la diferite instalații. S-a determinat influența diferitelor procedee de uscare cu diferite aporturi de energie asupra calității produsului finit prin aplicarea analizei senzoriale, fizico-chimice și determinarea valorii biologice. Rezultatele teoretice și experimentale ale cercetărilor au permis implementarea rezultatelor științifice pentru modernizarea unei instalații de uscare de tip tunel în raionul Ievinței. Analiza rezultatelor științifice obținute în cadrul tezei, după gradul de corelare a rezultatelor cu cadrul teoretic al cercetării și coerența cu mediul, este apreciată calificativul foarte bine. La criteriul redactarea tezei și conținutul tehnic, vreau să menționez că teza a fost redactată cu acuratețe științifică. Materialul este expus logic, structurat în 4 capitole, inclusiv 2 capitole cu rezultate proprii ale cercetării. Expunerea materialului este clar și concisă. Prezentarea grafică este rațional încadrată în teză, corespunde în totalitatea temei abordate și este explicată din punct de vedere științei. Ipotezele din cercetare sunt bine argumentate. Valoarea aplicativă a cercetărilor este confirmată prin documente justificative plasate în anexe. Surse bibliografice sunt relevante, trimitere la surse bibliografice sunt corespunzătoare. Deci, acest criteriu a fost evaluat cu calificativul foarte bun. Respectarea eticii și deontologiei profesionale, deci sunt respectate normele deontologice și de bună conduită. Sunt citate articole examinate în lucrare și din care au fost folosite anumite ipoteze și rezultate științifice. Este specificat aportul personal al doctorandului în realizarea tezei de doctorat. Deci, acest criteriu corespunde calificativului excelent. Deci, calitatea susținerii publice deci va fi apreciată după susținerea publică. Rezultatele obținute în cadrul tezei sunt reflectate, cum am menționat, la momentul evaluării tezei în 21 lucrări științifice, inclusiv un articol științific Web of Science și 4 de categoria B, plus B și C, 8 privire de invenții, 8 articole și rezumate în colegii la manifestări științifice și internațional. Deci, rezultatele au fost prezentate și discutate la 15 conferințe naționale și internaționale și la 26 expoziții internaționale de invenție. Deci, prin prisma criteriului acesta, deci teza corespunde calificativului foarte bine. În linii generale, consider că teza de doctorat elaborări teoretice și practice privind metoda combinată de disertare a fructelor diverse, prezentată pentru susținerea publică la specialitatea științifică 253.05, procese și aparate industriei alimentare, prin actualitatea temei abordate, interpretarea științifică a datelor obținute, prin structurarea și redactarea tezei la un nivel științific ridicat, prezintă o lucrare bine structurată cu valoarea științifică și potențial de valorificare a rezultatelor cercetărilor în industria alimentară a Republicii Moldova, deci poate fi notificată cu calificativul foarte bine. Doctorandul domnul Vișanu Vital merită din plin atribuirea gradului științific de doctor în științe inginerești la specialitatea științifică 253.05 procese și aparate în industria felicită. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc. Sunt de acord cu totul. Este spus că mai mult tehnologia. Mulțumesc. Mulțumesc.
în viitoare perfect. Și publicitatea de cercetare. Dar dacă să vezi primul, acum poate. Și altă vreau să înțelegi ce este important acest lucru. Domnul Vitale a menționat suprafețele din Iubiești, că sunt perioade când se încelează. Și a fost o perioadă de anii 2015 și 2018 și a fost reflectat și în știri când, din diferite pricini, să zicem, mai în Bacovul sau alte chestii, oamenii defășau aceste investiții, pentru că aveau ca și produsul. Uscarea sau metoda care este urmărată este o ieșire din acest impact, care produsul poate fi modificat. Ce este din importanță destul de mare lucrarea elaborată. Și o să citesc cu mai multe lucruri. Aminat, în final, putem aduce concluzii, pentru că actualitate, inovație științifică și evoluare practică, publicații și privire. Prezentul local corespunde cerințelor Agenției Naționale de Asigurare a Calității, Inovației și Cercetare Republicii Moldova, înaintat față de tezele de tot, merită de felicitat cu calificativii foarte bine, iar domnul Beșan Putare, cu conferit titlul de doctor la Știință Generală. Vă mulțumesc! Sunt la prieten cu situația chiar la Sfântul Republicii, chiar în satul Hagibus, în Iepuri, unde au depart foarte multe piese și noi deja nu mai există, mulțumesc, Răgiul Ocident, care a scos la tractor. Deoarece au scos prima bine glas jos, de calcul tractorul, pentru că și-a dat întrebarea cu piersi și lucrurile, că nu ele sunt moarte, că se pompe, sunt producătorii cu o masă de vieți anumite pe cei de soie și poate să ajungem la timpul cum ele să fie ieftine și asta ajunge și faci și pânză. Așa, și eu văd cuvântul, doamne, sunt aștepții pentru a da știri, a simbolului referentului domnului Dumnezeu. Vă rog. Referat de analiză, ca tesis și rezumatul tesis de doctorat, elaborat de Vitalie Cșapă, urmarea științifică ale reprezentatului profesorului de stat Mircea Pernic și profesorului de stat, doctor Natalia Țisă. În baza prezentului referat au stat materiale tezei și rezumatul tezei de doctorat, care au fost expediate prin poștă electronică. Subiectul tezei de doctorat prezintă o colaborare științifică și practică deosebită într-un domeniu de cercetare importanță în industrie alimentară și anume intensificarea proceselor de transfer de căldură și masă la deshidratarea plăților de piese. Teza propusă pentru susținerea publică este rațional structurată în patru capitole, în care se tratează unele aspecte teoretice ale mecanicii fluidelor. Doctorandul a identificat modele și metodele matematice moderne de descriere a curgerii turbulenței a fluidului, specifice camerelor de uscare a fluidelor, cu evidențierea efectelor aerohidrodinamice și a argumentat geometrie camerelor de uscare. Informația științifică prezentată în lucrare este corectă și riguroasă. Succesiunea capitolelor și prezentarea ideilor este clară, coerentă și logică, atât în sens conceptual, cât și didactic. Bibliografia relativ ampla conține un număr de 207 referințe clasice și moderne. Lista referințelor bibliografice cuprinde tipuri reprezentative din literatură științifică, precum și lucrări ale altor autori autohtoni. Lucrarea impresionează și prin număr mare de figuri, la număr 83, de o calitate deosebită, menite să clarifice o serie de mersuri, concepte și aplicații practice. Conținutul de bază al tesei de doctorat a fost repetat în 13 articole, aplicații în Principalul Republica Moldova și România, o privete și cele de privete. În același timp, la repetarea lucrării au fost admise un șir de neexactități. Deci, îmi permiteți, da, să citesc. Studiile teoretice, experimentale și numerice de deshidratare a fructelor de piersic prin metode combinate nu poartă un caracter universal, deoarece investigațiile în cauză au fost efectuate pentru singură frecvență și viteza curentului de aer
și anume 2450 MHz, respectiv cu viteză de 2 metri pe secundă. Nu lucrarea sunt prezentate studii experimentale importante, ci că pentru orice inginer mecanic ar fi fost util cunoașterea atâta precizii cu care s-au făcut măsurările, cât și a naturii și originii erorilor de măsurare. În paralel cu noțiunile de transfer de căldură, masă și impuls, autorul folosește pe larg un concept inexistent în fizică căldură, în fizică căldură și anume transfer de temperatură. Unele și aceleași mărimi fizice sunt denumite diferit și încă incorrect. De exemplu, intensitatea câmpului electric este numită și tensionarea electrică. Unele unități ale mărimilor fizice sunt redactate ca abateri de la sistemul internațional. Scrierea mărimii fizice sub formă de valoare numerică și unitate se face împreună. Așa. Și la urmă este prezentată concluzia. Lucrarea propusă pentru susținerea este de mare actualitate științifică și practică. Autorul utilizează concepte moderne privind modelele matematice, totodată dovedește obșilentă cunoașterea domeniului cercetat, unele abateri și erori admise, lucrarea este clar redactată, cu expunere curoasă, legate și convingătoare. Consider că lucrarea elaborată de inginer Vitalie Deșar îndeplinește condițiile unei teze de doctorat și propun cu convingere susținerea ei publică în vederea abordării autorului titlului științific de doctor științe inginerești cu calificativul foarte bine în domeniul fundamental științe inginerești. Conferințarul în star, doctor inginer Ion Черника, cercetător științific coordonator, лаборатор по учете термичек и шифте и динамичек в результате дистатинного дома. Благодарю. Вам все распомнится на объективе тарелковского формулата. А сейчас я цедмите, как я вам? Я сейчас распомнится. Есть вас? Sau utilizat cu o sedă de instrumente.
dar retransfer de călătoră, masă, impulsă. Fără, deci doar din bagajul de călătoră. Asta mă zice de tot. Așa, atunci ce este pregătit și sunt multe idei. Dar cu tale de măsură este corect. De acord, am trecut de limitatul să poate ceva mai mult. De acord, aici. Chiar din urmă, de pe Celsus. Deci știu foarte bine că de Celsus să lăsă în mod lucrare. Chiar din frame-ul, deci la chiar din scriitor ca. Am arătat că în mod la nimeni este cel prins, când am putut vedea că am vreo mecanică. Deci foarte bine. Eu nu mă dăsc pe așa. Și ultima, deci metodele de așa lucruri. Mă duc academic, de la mână, dar cel de la mână, la bondă de expres, de tipul, temperatura se măsoară în care Celsus. Așa ați spus. Presiunea se măsoară în pasare. Este adevărat, temperatura se măsoară cu termometru și presiunea cu manometru. Deci se exprimă în grade Celsius sau în pascal, dar se măsoară cu termometru. De acord, asta ce era o. Este cu viitor la răspunea în considerație și cu masă mai bine. Cu viitor. Cu viitor. Dar vreau să fac în considerare acum, Italia, când a se depune scheza la începe. Dar eu pot menționez aici
autonomia, foarte important. Că toate didactice de putere de șară, permanent cu terminul știință, toate aproximativ, toate proiecte de artă, proiecte teze de licență și teze de master, la numărul sunt științifici. Chiar ultimele două teze de licență care au fost prezentate studenților sunt teze pe domeniul de usare, diferite produse, cu mostre, cu experiențe, cu fotografii, cu tot, tot, tot. Înțelegeți? Asta e mult enorm. Și încă, dacă vorbim despre partea didactică și științifică, eu vă spun că mulți studenți care trec pe numele de date de șaun, par public articole științifice studenți. Asta e foarte, foarte important. Și eu astăzi, eu pentru ca conducător, dar tot ce spun astăzi, tot ce nu am privit eu astăzi, asta e muncă, asta e, știți că nu-i muncă, asta e asta. Nu numai om, Mircea Pietru. Datorită domnului profesor Mircea Pietru, a fost crescut aceste trei tine. Datorită domnului Mircea Pietru, profesor, care pe care dumneavoastră nu au plăcut și copiii mei, astăzi deja este a treia copilul și cred că astăzi este, știți că un moment, eu am simțit de la doctoranți că, înțelegeți, e foarte greu de finalizat teza, e lucrează și are copiii un mic, dar asta e un moment de, știți că, stima față de conducătorul. Și ca final, eu pot spune, orice teză, de doctor are, nu, teza are mult scop. Dar cel mai important de scop tezei este crearea unui cercetător. Astăzi este chiar un cercetător care mulțumesc. Vă mulțumesc. Acum aș celor prezenți la susținere pentru a se expune asupra tezii de doctorat care se află astăzi în examinare. Desigur, puteți vă expun și asupra personalității domnului Ișan Vitali. Vă rog, domnul Popescu, domnul tezii, eu cred că domnul doctorat este în stare să le
Bună ziua, mă întreba de asistență. Sunt Maria Bunțon, direcția la capul departamentului inginerie mecanică, fac și coleg Italia. Vreau să mai expun în legătură cu abilitățile de cercetător, de lucrătoare care le-a aplicat în cadrul sau parcursul elaborării teze. Și anume, parcursul elaborării am observat implicări așa domenii ca inginerie asistată, calculator, de acolo sunt domenii fizice, lași, matematica, tehnologia alimentelor, cursul de dieză. Și mai rămăsesc să te implici și în programare pentru a urma să elaborăm o aplicație pentru simularea evacuării armei din medii poroase, din structura fructului. Dar trebuie să se oprească, să susțină tesa și probabil va continua. Acordat.
cunoștințe în egalitate de an, cei care se gătesc de doctor, însă și conflictul consider că este bine format, calitatea competenței de a face o cercetare, bine argumentată și recomand sau sunt pentru a conferi titlul de doctor în științe inginerie și societate de cursul 35 și de doctor de protecție practică. Vă mulțumesc!
Programul de doctorat,
titlului de doctor în științe inginești, vă rog să votați. Se aprobă unanim. În acest caz, îmi rămâne clar să vă mulțumesc Comisiei de Doctorat și să felicit de data aceasta, cu sufletul deschis, să felicit conferitorul și conducătorul științific. La mai mult și la mai mare. Și mulțumesc și